De guvern. Bună seara. Începem ședința de guvern. După cum ați urmărit dezbaterile de la nivelul Parlamentului, Parlamentul României a adoptat proiectul de lege inițiat de parlamentarii Partidului Național Liberal, prin care se desființează pensiile speciale, mai puțin pensiile de serviciu ale cadrelor militare. Doamna ministru al Muncii, trebuie să vă spun că, din păcate, în proiectul de lege au fost introduse niște amendamente la propunerea președintelui Comisiei de Muncă din partea PSD, prin care s-a aprobat în raport la comisie și implicit în plen desființarea rentelor viagere pentru sportivii cu performanță deosebită la competiții internaționale, olimpiade, campionate mondiale, cei care au luat medalii de aur. De asemenea, este vorba de indemnizații de merit care sunt acordate către oameni de cultură, către academicieni. Deci aș vrea să corectăm această introducere împotriva voinței noastre și aici ar trebui să pregătiți un proiect de act normativ, ca după adoptarea, după intrarea în vigoare a proiectului de lege, să putem corecta imediat aceste prevederi. Spuneți, doamnă ministru. Vă mulțumesc. Din ultimele informații rezultă că au fost retrase Au de fost către retrase? De cum se retrage? inițiator. Că erau... Noi eram pregătiți cu un act normativ care să Deci au corecteze acest retras în lucru, plen. dar și-au dat Au retras seama în plen. Atunci e regulă, înseamnă că cât ne-au de înșurat. absurde erau propunerile pe care le susțineau și le-au retras. Vă mulțumesc. Foarte bine. Foarte bine. Deci înseamnă că practic nu mai avem... Aici cumva ar trebui doamna ministru și domnul ministru de interne, domnul ministru al apărării, să ne uităm un pic și la vârsta de pensionare și de asemenea să vedem cum putem asigura recalcularea pensiilor nesimțite, cele care au fost făcute prin umflarea pe ultima sută de metri a veniturilor pentru a se ajunge la o pensie mai mare decât cât e plafonul acum, așa nume salariul brut. Deci aici trebuie să corectăm aceste nedreptăți pentru că provoacă o nemulțumire profundă, inclusiv pentru cadrele militare, pentru jandarmi, pentru că șefimea și-a tras pensii nesimțite, profitând de portițele lăsate în actul normativ și așa ne-am trezit cu pensii de 15.000, 20.000, care sunt chiar o sfidare la adresa unui om care a muncit o viață și care la finalul unei cariere de 35-40 de ani are o pensie cât de cât rezonabilă. Domnule prim-ministru, Ministerul Muncii este pregătit să avanseze câteva idei pe masă. Voi discuta cu Ele ceilalți trebuie colegi? cântărite foarte bine, Sigur. analizate foarte Sigur. bine, trebuie studiată foarte bine baza legală și constituțională. Și nu uitați de analiza comparativă a sistemelor publice de pensii din țările europene pe care le-am convenit. Astăzi vom aproba forma finală a proiectului de lege pentru care am declanșat angajarea răspunderii, și anume proiectul de lege pentru alegerea primarilor cu 50% plus 1, alegerea primarilor în două tururi. Mâine, după cum bine știți, tot guvernul trebuie să fie prezent în Parlament pentru a prezenta proiectul de lege. Doamna viceprim-ministru, am înțeles că sunt formulate o serie de amendamente. Da, au fost formulate peste 40 de amendamente și o să vă propunem susținerea câtorva amendamente care aduc un plus în cadrul legislativ pe care îl Cu propunem pentru siguranță, orice desfășurarea propunere alegerilor. care e în sensul adâncirii democrației trebuie preluată, alte propuneri le vom respinge, deci avem inclus pe ordinea de zi
dezbaterea și aprobarea sau respingerea amendamentelor formulate de parlamentari sau de grupurile parlamentare. Domnul ministru Ștefan, am văzut că ați lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență. Aici vreau să vă spun foarte limpede. Recurgerea la ordonanță de urgență pentru a... durere.